Cristian Moș și dă replica lui Alinica cu privire la retragerea atribuțiilor pe care le avea în calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, precum și la cererea ca acesta să demisioneze din funcția publică pe care o deține. Mărturisesc că nici pe mail, nici în birou nu am primit până la ora transmiterii acestui comunicat o decizie oficială în acest sens, deci îmi rămâne să comentez doar o declarație politică momentan. Evident că înțeleg că domnul Alinica a trebuit să-și arate de votamentul față de noul său prieten Dominic Fritz. Mă așteptam la această reacție. Ridicarea atribuțiilor de vicepreședinte înseamnă că toate proiectele pentru Timiș, pe care împreună cu echipa mea le-am ridicat de la zero, erau puse în pericol. Pe de altă parte, am înțeles tot din presă că mi se cere demisia din funcție de vicepreședinte. Mergând pe logica celor care au făcut aceste declarații, sigur îmi voi prezenta demisia din funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, imediat după ce o să-și dea demisia domnul Ali Nica din funcție de președinte. Vă reamintesc că domnul Nica nu mai este susținut de PNL de aproape o lună, adică de partidul din partea căruia a candidat în 2020. Nu mi-e clar dacă în momentul de față este sau nu este membru în forța dreptei. Eu sunt independent.